A rămas fără un ban în buzunar. A ajuns la cuțite cu rudele și prietenii și este pe cale să-și vândă casa pentru a întoarce datoriile. Este povestea tristă a lui Nicolae Caraman din Chișinău, care a crezut în minuni și probabil în cel mai bun prieten care i-a propus parteneriatul într-o pretinsă afacere de succes. Am fost invitat de un prieten cu mătru din copilărie. Bani, gheață, facem... În timp de un an, știi ce să faci cu banii. Este proiect o companie din Malaezia și împrejoară toată lumea de a mă ajunge la noi în Moldova și dacă băieții lucrează, fac bani. Nu avea de ce să nu-și creadă bunul prieten, așa că a acceptat să meargă la o convorbire cu reprezentanții companiei QNET, care în mod oficial se ocupă de vânzări directe. După prima întâlnire au mai urmat altele două pentru ca până la urmă să îi se spună. Ca să mă registrez acolo trebuie să fac o cumpărătură. De la 2000 de dolari în sus. Deși nu avea acești bani, Nicolae era gata să-i scoată până și din pământ. Bărbatul a ajuns să viseze cu ochii deschiși că statutul de partener în QNET îl va îmbogăți mai că peste noapte. Cum? Iată schema pe care QNET-iștii au desenat-o adânc în subconștient. După ce va cumpăra de la companie un produs de 2000 de dolari, Nicolae trebuie să invite în circuit doi parteneri. Aceștia la fel trebuie să procure de la QNET bunuri în valoare de 2000 de dolari. De pe urma celor doi, Nicolae se va alege cu un comision de 250 de dolari. Cei doi nou intrați, setoși și ei de bani, urmează să repete procedeul. Adică să atragă câte doi așa ziși parteneri care să facă cumpărături de câte 2000 de dolari fiecare. De această dată, comisionul lui Nicolae de pe urma dezvoltării rețelei avea să fie de 500 de dolari, iar al partenerilor racolați de el de câte 250 de dolari. În fine, în funcție de tempoul de dezvoltare a rețelei sale, Nicolae ar putea să câștige din comisioanele provenite de pe urma racolaților sume ce variază între 8 și 15.000 de dolari săptămânal. Omul când aude suma asta, el își pierde controlul și se gândește ce să fac cu banii. Ispita unor câștiguri fabuloase a prevalat asupra rațiunii. Nicolae a cumpărat de la QNET un produs în valoare de 2000 de dolari. Vă vom spune mai târziu care era acest produs. Cert este că după ce a făcut achiziția, i s-a spus să întocmească o listă din 300 de persoane din care ar putea alege doi parteneri. De acolo din trei categorii, persoane fierbinți, asta sunt rudele, mai apropiați, calzi, asta sunt merg verișorii cunoscuții cu metrii, și de persoane reci care sunt depărtate, adică care te întâlnești pe drum noroc, vecini, da. Îi cheni pe toți care, care sunt mai apropiați, cheni de când vezi că nimeni nu-i de acord cu schema asta, tot înțeleg că e piramidă, prin zachemadeam care nimerește. Măcinat de stres și frica de a nu-și mai putea întoarce banii, Nicolae a racolat în QNET. Soția și un fiind de meu, adică nepot. Când i-am spus, băi, dacă nanu o spus, înseamnă că trebuie. Și atât. L-am băgat la sărăcie. Atunci a reușit să câștige 250 de dolari. Cei doi parteneri nu au mai reușit însă să atragă alți naivi în schemă, așa că iluzia vieții frumoase pe care și-o imagina Nicolae s-a dus pe apa sâmbetei, la fel ca și banii. Finul a luat calea străinătății, deoarece a intrat în afacerea QNET cu bani luați credit de la bancă. Nicolae și soția lui au rămas și ei datori cămătarilor. Și în total cât bani ați investit? 4.150 de euro, numai că în dolari. Banii ăștia de unde ați luat? Am împrumutat la procente și în ziua de azi, ca un an și ceva, eu nu pot să-i dau și nu pot să iau nici credit, nu pot să mă chip, nu mă dau procente. Probabil că mulți dintre voi se vor întreba, oare ce a cumpărat Nicolae de atâția bani? Este o foaie turistică, asta 2000, 2150 dolari. Adică nu e scris nimic, unde mergeți, cum mergeți? Nu, unde vrei, acolo te duci. Așa mă... Cu această cartelă? Da. Această cartelă. Și dacă vreți să mergeți acum la mare, ce trebuie să faceți? Trebuie să sun în hotel, să bronez locul cu 45 zile înainte. Asta costă iară vreo 200-300 de dolari bronarea plus drumul.
Fostul partener de afacere al lui Nicolae, adică soția, a făcut o investiție și mai bună. A dat $2,150 pe niște bucăți de sticlă care aveau chipurile proprietăți curative. Au venit ea ca și aia sacoșă, biodiscuri, asta e adus prin Italia, prin... la rutieră. Bijuteria asta sau ce faci? Nu bucat de sectul, pentru davlenie, pentru tensiune, pentru imunitate, dar nu... Și ați purtat-o la... Am purtat-o și niciun efect nimic. Aici e tot biodisc, aici este tot biodisc. Îl ții în mână, tot îl porți, tot pentru tensiune, dar nu are niciun efect, nu face nimic. Și aici iar... tot biodiscuri care pentru le pui în frigider și producția, adică mai mult se păstrează. Adică astea le pui în frigider, da, nu lângă se alterează produse, carnea, da, da, laptele. Da, 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 nu se strică. Și le-ați testat? Și, da, și nicio... niciun efect mic n-are. La modul practic nu ați avut nevoie de ele? N-am avut, dar da, mă rog, acolo mi-au promis ca să fac bani mulți, trebuie să fac o cumpărătură din compania asta. Potrivit datelor oficiale, compania Cunet a fost fondată în anul 1998 la Hong Kong de către Vijay Esfaran și Joseph Bismarck. Compania se specializează pe vânzări directe de servicii și bunuri, printre care suplimente alimentare, bijuterii, ceasuri, produse cosmetice și igienice, umidificatoare, biodiscuri, cristale magice și alte produse la fel de exotice și stranii. Compania activează preponderent în țările asiatice, dar și în Africa de Nord, iar în ultimii 2 ani s-a extins și în câteva țări din CSI. Pe parcursul celor 17 ani de existență a fost interzisă și catalogată drept piramidă financiară în țări precum Canada, Dubai, Azerbaijan, Kazahstan, Federația Rusă și Iran. În Moldova, Qnet a ajuns cu 2 ani în urmă și de atunci a deschis vreo 10 oficii. Rețeaua Qnet din Moldova este una bine conspirată. Fără invitație nu pot să ajung. Fără invitație nu, cineva trebuie să-i invite. Probabil, anume din acest considerent, mulți dintre așa numiții parteneri din cadrul Qnet-ului sunt rude sau prieteni între ei. Un reporter sub acoperire a reușit totuși să ajungă la o întâlnire cu prosperii oameni de afaceri. La intrarea în clădirea unde se află unul dintre oficiile Qnet, zărim 10 de parteneri care trag cu lăcomie în piept țigară după țigară. Probabil e un semn că nu le merge chiar bine afacerea. Urcăm scările și ajungem într-un birou jerpelit, unde suntem așteptați de un oarecare Augustin. Trebuie să fiți bucuros că ați ajuns aici, pentru că da, pot spun că cine ajunge cu scaunul acesta este norocos. Pentru că niciodată nu aveți idee, dar într-adevăr ce serioasă. Să vedem cât de serioasă este oferta de nerefuzată a chiunetiștilor. Augustin ne-a prezentat rând pe rând produsele Qnet, însă de fiecare dată a evitat să spună cât costă ele. La un moment dat, interlocutorul ne anunță. După cum știm, dar nu a fost pentru produs invitat, să procurați mediți, să nu ești cum să strâng. Asta a fost mai mult invitat pentru perspectiva care acum să vă arăt da, pe voi. Dar este o sumă, adică, de exemplu, este o sumă anumită, trebuie să, de exemplu, poți să procur un produs de 200. Da, acum și ajungem, ați discutat, sigur că este. Da, da, este. Pe care ar fi măcar el ce știu. Acum și ajungem, da, asta are greu, dar oricum... Eu înțeleg, adică interesant, dar, la urmă, trebuie. Da, pentru că este, da, mergem, da, așa, treptat, pentru că să fie mai clar pentru noi. Dar acum aș vă spun prețurile în punct, dumneavoastră n-ați atras atenția la ceea ce ați vă explicat, să vă gândiți la suma dată. Înțelegem că scopul inițial al chiunetiștilor este de a planta în subconștientul potențialului partener ideea că aici se câștigă bani buni, iar prețul produsului pe care oricum vei fi obligat să-l procuri este nesemnificativ în comparație cu profitul pe care îl vei obține ulterior. Procurați un produs de la companie și compania vă oferă tot ceea ce se iei. Adică tot asta și ce? Vă oferă franciza, business-ul, gata, gândiți ok. Recomandați la 2 parteneri. La care prinia... Procuri... Da, un produs și compania le oferă posibilitatea ca să câștige și ei bani, da? Înțeles. Le oferă și lor franciza. După vreo oră de intoxicare verbală, chiunetistul speră să ne impresioneze cu informații despre câștigul minim pe care l-am putea obține deja după primul an de activitate. Ne se dă un venit lunar de $6,825. Cum îți pare neasă așa un venit lunar de $6,825? Este destul de bun. Dar vedem că noi cu așa dezvoltare nu mergem. Nu mergem cu dezvoltare mult mai rapidă.
Dacă după prima discuție potențialul partener are anumite dubii în privința ofertei, el va fi invitat la o a doua întrevedere. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru, însă până a ajunge la oficiu, am fost poftiți la o discuție informală. Mesajul cheie care ne-a fost transmis era următorul: dacă acceptăm oferta, să ne alegem partenerii din rândul persoanelor apropiate. Este jos, poate împărtuța doar, corect? E fac 3. Tu locurile ai prezidenții, dai la unul care nu știi, nu știi, sau unul care nu știi, măcar și drum. Nu știi pe banii să meargă și la, la da, persoane mai apropiate. Tu îi vrei să-i dai. Vezi așa de două locuri, eu zic fac 3. Practic, ești în identificare și înțelează, sunt părinți sau autorul sau îmi place. Ulterior, am mers din nou la unul dintre așa numitele oficii QNET. De această dată nu am ezitat să-l întrebăm pe noul nostru interlocutor dacă printre colegii săi sunt și dintre cei care s-au ars de pe urma parteneriatului cu QNET. Nu e posibil că ei pur și simplu să stopie. Ei dacă vinte aici pentru dezvoltare, ei își fac tot posibil să o reclamire. După nenumărate tentative de a ne impresiona cu sume cu multe zerouri pe care le-am putea câștiga la compania malaiziană, QNET-istul Sergiu Anina se pare că a considerat că e timpul să treacă la atac. Atunci eu am așa o întrebare. Ce vă reportați? Nu ați să faci spațiu în cadrul proiectului Terra? Expertul economic, Sergiu Certan, ne îndeamnă să refuzăm orice ofertă din partea reprezentanților QNET, oricine ar fi ei, frați, cumetri sau prieteni de o viață. În opinia specialistului, există mai multe indicii asupra faptului că avem de a face cu o piramidă financiară camuflată sub forma unei companii de vânzări directe. Când auzi niște cifre fantastice, asta e primul indicator că aici ceva nu e normal. Dar fiindcă în viață minuni nu se întâmplă, nimeni nu câștigă extraordinar de mult, ne făcând nimic și foarte repede. Adică, pur și simplu, omul trebuie să-și dea seama, da? Cât primește unul care e cel mai plătit din sfera dată, care muncește ca calul și e cel mai deștept, cât primește el? 10.000 de euro acolo, de exemplu. Da, dacă cineva spune că poate face fără efortul mare 10.000 de euro pe săptămână, nu, deja la un om sănătos trebuie să apară ideea că ăsta e șperțar, pur și simplu, a venit să-l jăpmănească. Un alt aspect care ar trebui să vă pună în gardă este gama de produse oferite de companie și mai ales gradul lor de utilitate. Se vând niște nimicuri, niște lucruri care nu prea înțelege nimeni ce constă folosul, că sunt foarte multe, deci este niște, eu știu, utilaje care produc careva efecte neclare sau ceva. Deci dacă accent se face pe vânzarea aceasta, înseamnă că sigur că nu este un milimes sănătos, nu este o vânzare clasică, dar este o escrocherie care mimicrează ca ambalaj folosește numai ideea de milimet, dar de fapt ideea e alta, că trebuie să extorcheze bani de la populație. Până și ceasurile de mii de euro vândute de QNET sunt de o proveniență dubioasă. Deși compania declară că sunt elvețiene, pe site-ul Asociației Ceasornicarilor din această țară nu există un asemenea producător, iar toate căutările pe internet duc spre o singură sursă, QNET. Nu realizăm ce perspectivă. Adică, nu e pur și simplu vindem ceasul. Se pare că perspectiva cu iz de escrocherie a fost cumpărată de sute sau poate chiar mii de moldoveni. În speranța de a-și recupera măcar parțial cheltuielile, mulți dintre ei scot la vânzare ceasurile și bijuteriile QNET la prețuri de 4-5 ori mai mici decât cele la care le-au procurat. Iată doar un singur exemplu. 500 de euro, dar pot mai cedez, am de... Dacă vreți, am de să-l dau mai ieftin. Da, cât ai dat pe el? Mult. Nu spun cât am dat, dar mai mult decât e în preț acolo. Prosta, cu așa bani, eu cred că n-a să-l cumpere nimeni. Tu adică tot ai fost în QNET-ul ăsta și într-un fel ai lăsat advalt și scoți bani măcar să știi. Da. Nu merge varianta asta cu QNET-ul? Nu. Nu? Nu știu, poate nu vreau să că nu e niciun secret, nici e bred. Prosteala în masa moldovenilor prin schema QNET a ajuns anul trecut și în vizorul organelor de drept. În iunie 2015, poliția a descins la mai multe oficii ale firmei din capitală și tot atunci a anunțat despre cel puțin 5.000 de părți vătămate. Cauza penală urma să fie instrumentată de procurorii sectorului Ciocana. Vă întrebați cum și de ce mai funcționează mașinăria până acum? Procurorii de acolo au adoptat hotărâri de clasarea cauzei penale. De ce?
Bine, este foarte dificil. Nu ar vrea să mă expun referitor la hotărârea adoptată, fiindcă nu am văzut motivațiile. Procurorii de la Ciocana nu au vrut să comenteze acest caz. Între timp, responsabilii de la Procuratura Generală anunță că activitatea Qnet este cercetată în cadrul unei noi cauze penale pe faptul escrocheriei. S-a constatat că, de asemenea fapte, mai există alte două cauze penale. Una era la Bălți și alta era la Procuratura Ciocana. Prin ordonanța Procurorului General în Dirimar, cauzele penale au fost retrase de la organe de urmărire penală din teritoriu și transmis pentru efectuarea urmăririi penale organului de urmărire penală al direcției. Cei de la Procuratura Generală evită să divulge detalii despre desfășurarea urmăririi penale. Ne-au spus doar că firma activează ilegal în Moldova. Compania respectivă nu este înregistrată pe teritoriul țării. Ei afirmă că reprezintă sau sunt reprezentanți a acestei companii, însă compania nu este înregistrată pe teritoriul public Moldova. Fiindcă cel puțin la sfârșitul anului trecut ei și-au deschis oficiul chiar aici la dumneavoastră, în curte. E interesant, probabil că considerau că asta o să-i protejeze. Chiar în blocul ăsta de oficii nou și au și SRL. Au și director, au făcut și lansare oficială. Până când instituțiile de drept vor reacționa prompt la situația creată, am decis să vedem ce se întâmplă la oficiul central al companiei Qnet, reprezentată în Moldova de SRL VVR Consulting Service. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, fondatorul și administratorul companiei este o oarecare Valeria Răileanu. Bună ziua! Că trebuie la doamna Valeria. Da. De eu mă cunosc, îmi parcă. Mă cunoașteți? De unde? Mai înainte. Eu până ce nu defilmat, nu... Uniți, vreau să mă întreb. Discuția cu șefa firmei a fost înregistrată însă cu o cameră ascunsă. Întâi de toate, ne-am interesat cui se adresează Qnet. Clientela dumneavoastră, cine este? Toți care sunt înregistrați, care lucrează cu, care promovează produsele. Care promovează, care caută parteneri, să spunem așa. Dar cine cumpără, cui trebuie produsele Qnet? Dar majoritatea, de exemplu, de când s-a deschis agenția, foarte mulți ne sună și ne întreabă tot așa, cum pot să procure că le place, au ceasurile, sunt foarte unicale, sunt de un brand unical în toată lumea. Și câte ceasuri ați vândut așa la comandă, dacă nu-i secret? Eu nu pot să vând. Nu mă ocup cu vânzările. Dar dumneavoastră ați procurați ceva de la ei? N-am procurat. Valeria Răileanu a încercat să ne convingă că firma pe care o reprezintă nu este o piramidă financiară și că sumele fixe percepute de ea nu ar fi o normă. Cel puțin colegii dumneavoastră nu promovează piluțe de dinți, nu promovează. Îți spun că, uite, trebuie să cumperi marfă de 3 puncte, adică de 2000 de euro. Asta e imposibil, așa ceea ce spui dumneavoastră, pentru mine, cum știți, sunt foarte nervoasă, sincer, o să ridic foarte, foarte aspru întrebarea asta. Cât mai multe producții se vinde, da, compania cât mai multe apreciază și ai ca și un fel de... Adică eu pot să intru în Qnet chiar dacă fac o cumpărătură de 50 de dolari. Da. Mă întreb sistemul de 3 puncte, așa, care aproximativ valorează 2000 de dolari. De ce anume de 3 puncte? Deoarece undeva compania, datorită din planul dat, care a fost perfecționat de când s-a deschis compania, a fost perfecționat timp de 10 ani. Și în 2012, anume, pentru business planul dat, cu 3 puncte, compania a luat globul de aur pe cel mai rapid business plan de dezvoltare. Noi cu așa dezvoltare nu mergem. Nu mergem cu dezvoltare mult mai rapidă, nu cu tempoul lunar și dezvoltare de un punct. Noi mergem cu tempoul săptămânal și cu 3 puncte. Din cauza la multe persoane care nu știu a vorbi corect, uh-huh. Din cauza la această companie uneori suferă. De asta și vă spun că s-a deschis agenția ca să-i ajutăm să vorbească corect, să lămurească corect, ca să nu facă din produsele și din companie o piramidă. Păi dar cum? Adică toți nu înțeleg ce se întâmplă? Pentru că dacă știți cum e la noi în Moldovenie, unul a spus că nu greșește, așa mai spune așa, că așa se duce, înțelegeți care e problema? Problema noastră trebuie cineva cu ei să vorbească. După discuția cu șefa de la Qnet Moldova, am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Valeria Răileanu, care, potrivit colegilor săi de echipă, ar fi doar o persoană interpusă în toată această schemă, ne-a sugerat să revenim la oficiul firmei săptămâna viitoare. Atunci la Chișinău va ajunge președintele Qnet pentru Federația Rusă și țările CSI, Batât Comorzoiev, iar de la el am putea afla mai multe detalii despre planurile grandioase ale gigantului malaizian pentru moldovenii creduli.
ținând cont de rezonanța acestui caz, peste o anumită perioadă de timp să revenim asupra el și să facem o informație publică asupra celor ce au fost constatate de către poliție sau procuror.